Tânărul locotenent Gheorghe Netejor a plecat pe front în 1944 și a revenit în țară după 10 ani de chin și umilințe petrecuți în lagărele sovietice. Pentru vina de a se fi opus sistemului totalitar, sovieticii l-au condamnat la 33 de ani de închisoare. A rezistat și s-a întors acasă, unde logonica sa, Paulina, îl aștepta fără să știe dacă se va mai întoarce vreodată. Gheorghe Netejor a avut puterea să o ia de la capăt și și-a reclădit viața, trăind alături de soție și de copii, în Giurgiu, pe strada Păcii, la numărul 10. A renunțat la cariera militară, dar soarta l-a ținut aproape de militarie. Gheorghe Netejor a devenit președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Giurgiu, și a fost avansat la gradul de general. Pentru cei care l-au cunoscut, a fost un simbol al verticalității și onoarei, un om de o generozitate și detașare cum rar s-a întâlnit. În urmă cu 2 săptămâni, soția sa, Paulina, i-a spus adio, iar Gheorghe Netejoru s-a grăbit să ajungă lângă ea. Generalul Gheorghe Netejoru va fi mormântat chiar de Ziua Națională a României, fiind petrecut pe ultimul său drum cu onoruri militare.